Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. O să vă aduc salutul versetele joi seară. Acum doar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne vedem într-un număr atât de frumos. Sunt pentru prima dată în locul acesta, pentru prima dată în Canada. Am poposit puțin la Montreal și suntem în călătorie spre Detroit și la Chicago, la băiatul meu. Iubiți frați și surori, am cerut Domnului să-mi dea un cuvânt pentru seara aceasta, din Psalmul 75, și vreau în cuvinte puține și pline de înțeles să mă adresez celor prezenți și vreau să sistematizez cuvântul meu pe câteva gânduri conturate pentru lucrarea lui Dumnezeu. În primul rând vreau să mă adresez, așa cum Domnul mi-a pus pe inimă, celor care citesc cuvântul și celor care spun și vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. A vorbi din cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat predică la amvon. Poate vorbești colegilor tăi, poate vorbești celor de lângă tine. Tu trebuie să fii o lumină acolo unde ești. Mă adresez și celor care, sigur, vorbesc în biserică, la îndemnuri, la predică, la tineret. Este nevoie să fim atenți când citim cuvântul lui Dumnezeu și să ne îndeletnicim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este admisibil să vii în fața unui popor și să nu fi citit din Biblie, să lași așa pe ce o să vină, ce o să cadă, ce o să primești. Dumnezeu îți dă, dar de fapt îți amintește. Tu trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu. A venit un învățător al legii la Domnul Iisus. Și sigur dorea viața veșnică și exprimă dorința aceasta și Mântuitorul întreabă și în Luca 10:26, îl rog pe frate să afișeze Luca 10:26, Mântuitorul îl întreabă despre lege. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Asta vreau să vă spun, stimați slujitori, care citiți cuvântul și care vă pregătiți să-l spuneți și altora. Eu am mai recitat versuri și o strofă din versurile acestea spunea cam în felul următor: dă cu grijă din tezaur și ia seama la ce dai, cui vrea scump, dă-i snop de aur, cui vrea ieftin, dă-i un pai. Dacă tu ieși în fața poporului și să vorbești poporului din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fii omul care a citit cuvântul, omul care este atent la ce spune Scriptura, se uită la textul care Domnul îl pune pe inimă, sau este programat textul, sau vine într-un calendar în sfârșit, și citește acest text și se uită cu atenție și contextul în care este scris, evenimentele care sunt înainte acelui text, evenimentele care sunt relatate după, este atent și citește cu grijă cuvântul lui Dumnezeu. Eu am citit astăzi cu atenție Psalmul 75, dar m-am uitat și la Psalmul 74. Dragi cititori ai cuvântului lui Dumnezeu, Psalmul 75 este un răspuns la Psalmul 74. Asaf este cântărețul care a prins una din cele mai mari nenorociri ale lui Israel, dărâmarea templului din Ierusalim. O mare durere în suflet. Psalmul 74 este psalmul care relatează această mare tristețe a psalmistului, această mare durere profundă. Este prezentat aici cum a fost demolat templul. Spune aici: potrivnicii tăi, versetul 4 din Psalmul 74, potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău, cel sfânt, așa, și-au pus semnele lor drept semne, parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă, ca în junglă.
În curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți, au ars toate locurile sfinte din țară, semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când Dumnezeu le va fi bajocorit, va bajocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău. Ei, Psalmul 75 este un răspuns. Omul acesta, în rugăciunea lui, în durerea lui, omul care era la templu, care făcea lucrarea lui Dumnezeu, psalmistul, primește un răspuns de la Dumnezeu. Până când Dumnezeu le va fi bazocoria supritorul? Când va veni vremea hotărâtă, a spus Dumnezeu, și acesta este răspunsul, voi judeca fără părtinire, poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpi. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. A primit un răspuns. Stimați ascultători, acesta este gândul care l-am primit, cei care vorbiți din cuvântul lui Dumnezeu, citiți acest cuvânt, uitați-vă în interiorul lui, stați în rugăciune înaintea Domnului, spunea poetul Costache Ioanid, l-am vizitat, l-am cunoscut în București, am câteva poezii din poeziile lui care le recit cu drag, sunt lucrarea lui Dumnezeu, și omul acesta spunea, și e un sfat pe care vi-l dau și eu, nu dați la popor plăcinte necoapte, spunea el. Nu dați poporului cuvinte și predici care nu sunt urmarea rugăciunii, a stării dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, că ne uităm neputincioși, stimați ascultători, la ce predicatori se ridică, la ce se predică, unii fac fanii, așa cum spuneți dumneavoastră în engleză, la amvon, au confundat amvonul cu o sală de, cu un loc de spectacole, cu un pupitru de unde se face batjocuri, așa mai departe. Facem o lucrare, ia lui Dumnezeu. Cuvântul este viu și lucrător și noi suntem vocea lui Dumnezeu pentru cei care ne ascultă. Răspundem de sufletele oamenilor. Nicolae Iorga spunea, cine vorbește sufletelor, răspunde de suflete. Citiți acest cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Un alt gând pe care l-am în această seară, m-am uitat aici la trei categorii de oameni care au fost prezentate în Psalmul 75. Cei neprihăniți, cei răi și cei mândri. De ce spun că cei mândri sunt o categorie aparte? Pentru că pot fi cooptați fie din rândul celor răi, să fie și rău și mândru, fie din rândul celor neprihăniți. Vi se pare ciudat ce spun, dar psalmistul spune, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine și să nu mă fac vinovat de păcate mari. Înseamnă că mândria vine. Ce vreau să vă spun, dragi ascultători? Problema noastră este de care grup ne alipim. Ce alegem? Cu cine alegem să fim, da? Cu cine ne unim? Foarte interesant, stimați ascultători, probabil dumneavoastră când zic cel rău, vă gândiți la oameni deosebit de păcătoși, care nici măcar nu vin la adunare, ca să zic așa. Ei, dar când citim Psalmul 50, da? Când trece psalmistul, da? Și sunt cuvintele lui Dumnezeu în Psalmul 50, spune Dumnezeu, versetul 16 în Psalmul 50, Dumnezeu zice însă celui rău. Ce tot în șir tu legile mele și ai în gură legământul meu,
Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el, te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău de credință, ca să zic așa în prima parte, da? Revine autorul și spune, clevetești pe fiul mamei tale, adică fratele tău de corp, sau sora ta de corp, da? Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Cum, Doamne, se poate în adunare, acolo unde se citește cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, se poate ca unul să înșire legile lui Dumnezeu și să fie încadrat de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, ca un om rău, care clevetește, care se însoțește cu preacurvare și așa mai departe. Pare ciudat pentru noi. În seara aceasta, stimați ascultători, vă recomand, alipiți-vă de grupul oamenilor neprihăniți. David spunea, sfinții din țară sunt desfătarea mea. De aceea vă recomand, stimați ascultători, puneți serios problema. Dacă atunci când se vorbește, suntem într-un grup de 2 sau 3 oameni și începem să bârfim și începem să vorbim de rău și pe unul și pe altul, și ne încadrăm în rândul celor clevetitori și în rândul cărora Dumnezeu nu ia parte cu ei, îi supărat pe ei. Se rostește în Psalmul 50 o sentință care mi-e și groază uneori să citesc, mi-e frică parcă să spun ce urmează, despre care Dumnezeu spune în felul următor, luați seama, versetul 22 din Psalmul 50, luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, că numai așa se întâmplă să treci în compartimentul oamenilor răi, că uiți pe Dumnezeu, da? Ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Mi-e frică de versetul acesta. Domnul să pună această frică în inimile dumneavoastră. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem în grupul celor neprihăniți. Căci celor neprihăniți le merge bine, cei neprihăniți se bucură înaintea Domnului și cei neprihăniți vor moșteni țara. Binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Domnul să fie lăudat. Apoi, în încheiere, stimați ascultători, vreau să vă rog, să vă determin, să vă îndemn, să mijlociți atunci când se mijlocește. În seara aceasta se va prezenta cauzele la momentul respectiv, când eu voi încheia mesajul meu, veți mijloci. Odată, într-o adunare, și a relatat-o un slujitor, a ieșit în față o soră pentru ungere. Bolnavă, a cerut ungerea, e frumos, e natural, e biblic, să cheme pe prezbiterii bisericii, fie că cheamă la domiciliu, fie că cheamă aici în față la adunare, fie că cheamă într-o sală undeva și îi se face ungerea, să cheme pe prezbiterii bisericii, să roage pentru el, pentru cel bolnav, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. A ieșit sora în față, slujitorul care trebuia să-i facă ungere, era și proroc, și Domnul a vorbit așa. Pentru că ai mijlocit pentru alții ca pentru mine, te vindec. Nici măcar nu i-a făcut ungerea și spunea, persoana respectivă, sora respectivă care a venit pentru ca să se roage frații, fratele pentru vindecare, a simțit așa un fior din creștet până în talpa piciorului și a fost vindecată. Dar Domnul a spus așa și eu asta vreau să întăresc, pentru că te-ai rugat pentru alții ca pentru mine, te vindec. De aceea, dragi ascultători, puneți suflet când se face mijlocire. Pentru că legat de suferință, noi putem fi în două ipostaze. Putem fi cei pentru care biserica se roagă și are nevoie de ajutor și de intervenție, sau putem fi cei care mijlocim pentru cei care sufăr. Dar Dumnezeu este Cel care cântărește
voința noastră, atitudinea noastră, starea noastră. Pentru că uneori noi ne detașăm ca judecători, da? Și judecăm când pe unul, când pe altul. Spune aici versetul 7, Dumnezeu este Cel ce judecă, nu noi. Și El, spune aici, coboară pe unul și înalță pe altul. Nu-i treaba noastră. Poate că noi îl susținem și vrem să-l înălțăm. Dumnezeu este Cel care înalță. Poate noi suntem supărați și vrem să-l dăm jos pe unul. Dumnezeu este Cel care decide. Nu-i treaba noastră. De aceea, chemarea noastră este ca noi să mijlocim, să punem suflet, să ne rugăm pentru cei care trec prin necazuri. Închei cu o întâmplare. Poate că se va provoca și biserica la o zi de post. La noi, la Betel, într-o primăvară, cam pe vremea aceasta, Duhul Sfânt ne-a anunțat poporul să intre în post și rugăciune, să se aleagă o zi. Frații au făcut acest lucru, au ales o zi de post și de rugăciune cu biserica, pentru că Satan a făcut un plan și i-a hotărât să-l aducă la îndeplinire și să aducă o mare durere, un mare necaz în biserică. Și eu, ca și slujitor și ca și participant și ca și component al comitetului, ca să spun așa, împreună cu ceilalți slujitori din biserică, am simțit în inima mea o repulsie și o răzvrătire. Și asta vreau să vă spun. Mă mărturisesc și vreau să vă învăț ceva. Și în mintea mea, în duhul meu, iarăși rugăciuni, iarăși post, dar ce chiar face Satana, ce vrea el? Și puțin așa m-am răzvrătit în inima mea legat de mesajul acesta și înclinam așa să nu mă aliniez și eu cu biserica la post. Să fac așa cam ce simt eu și semăna un pic, dar asta vă spun ce a fost în interiorul meu. N-am spus-o fraților, nu m-am mărturisit slujitorilor. În interiorul meu a venit așa o răzvrătire și cred că vine și la cei care sunteți aici, câteodată vine această răzvrătire, iarăși frate ne pun la rugăciune, iarăși s-au anunțat o zi de post, ce atâta post, ce atâta rugăciune și încercăm așa cumva să ne răzvrătim și să ne separăm de grup, de mulțime. Ne arătăm mai deștepți decât alții. Și a fost așa o luptă. O zi, două m-am tot luptat, se apropia ziua când s-a hotărât să fie ziua de post și în frământarea aceasta, totuși am spus, măi, nu e așa greu o zi de post. De ce să fiu eu cel care să mă răzvrătesc? Și m-am aliniat împreună cu biserica. Să vedeți ce s-a întâmplat. După câteva zile, biserica deci a intrat în post, m-am aliniat și eu cu biserica, am călcat peste tendința aceasta de răzvrătire, am biruit propria mea fire și m-am aliniat împreună cu poporul. A avut loc un accident. O mașină unde erau doi frați într-o duminică, mergeau în lucrarea Domnului, a intrat într-un derapaj, a fost o zonă de gheață, de aia spuneam că era cam pe vremea aceasta, și s-a răsturnat și unul din cei doi care erau în mașină era ginerele meu. Dacă eu mă răzvrăteam și nu intram în post, odată cu biserica, este posibil ca Satana, în pornirea lui, să fie îngăduit ca cel din dreapta, ginele meu, sau dacă era în stânga, nu știu exact, că erau doi frați care amândoi probabil conduceau, mașina s-a răsturnat și putea ca ginele meu să moară în accidentul acela după planul vrăjmașului, da? Și eu să rămân cu fiica mea văduvă cu vreo 3 sau 4 copii cât avea atunci. De aceea ce vreau să vă spun, dragi ascultători, să nu vă fie greu când se anunță o zi de post și de rugăciune, să nu vă fie greu să vă aliniați cu poporul lui Dumnezeu. Că astăzi este unul necaz, azi este o familie în foc, data viitoare va fi o altă familie, Dumnezeu ne încearcă și vrea să fim în unitate. Are putere rugăciunea în unitate. Cel rău nu mai are putere atunci când noi ne rugăm. De aceea vă sfătuiesc, când se anunță cauze, când se fac rugăciuni de mijlocire, când se țin zile deosebite, aliniați-vă și strigați către Dumnezeu ca și cum ați fi dumneavoastră în situație. Așa cum a spus Domnul sorei acelea, dacă, pentru că ai
te-ai rugat pentru alții ca pentru mine, te vindec. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute și să vă scoată El din foc, să vă scoată El din încercare și să vă dea liniște și pace și un drum binecuvântat spre cer. Amin.